numesc Lucian Bărâiu, sunt președintele Federației Române de Karate. Această conferință de presă este organizată cu ocazia vizitei în România a domnului președinte All Karate Federation, domnul Antonio Espinos, și, din câte ați aflat, vicepreședinte Sport Accord. Este pentru prima oară domnia sa în România. N-am mai avut niciodată ocazia, să spunem, să-l invite cineva în țara noastră. Este un eveniment mare, nu neapărat pentru Federația Română de Karate, cât pentru sport în general. Știți prea bine, Sport Accord se ocupă sau gestionează mai nou, care ți-a aflat mai nou, dar de mult timp, activitatea sportivă a tuturor federațiilor, atât olimpice și cât și neolimpice. În principiu, astăzi se știe, am avut două întâlniri la Ministerul Tineretului și Sportului cu doamna Gabi Savo, doamna ministru Gabriela Savo, cât și venim direct de la COSR, de la Comitetul Olimpic Sportiv Român, unde ne-am întâlnit cu noul președinte, care chiar dânsul a constatat că a avut două evenimente, amândouă legate de mine, de când a devenit președinte. Prima apariție publică chiar în ziua alegerilor, seara la premiile VIP, unde a mers cu mine, fiind invitat de mine acolo, și prima întâlnire oficială în funcția de președinte COSR, care a avut-o astăzi cu domnul Antonio Espinos. O sperăm că am mână bună și Alin Petrache va face cel puțin de vreo 10 ori mai mult decât a făcut Octavian Murariu. Este pregătit să răspundă la întrebările dumneavoastră, este pregătit să ne dea multe răspunsuri, având în vedere ce se întâmplă din punct de vedere al karateului, în special în România. So, good afternoon to everybody and thank you for coming here and it's a big pleasure for me to be in Romania. Este o plăcere pentru mine să fiu în România. My name is Antonio Espinos. I'm from Spain. Currently, I'm the president of the World Karate Federation since 1998. În prezent sunt președintele Federației Mondiale de Karate începând din anul 1998. I'm also the president of the European Karate Federation since 1997. Sunt și președintele Federației Europene de Karate începând din 1997. And vice president of Sport Accord. Și vicepreședinte Sport Accord. Sport Accord is the organization inside the Olympic movement that represents and leads all the international federations, 92 international sports federations. Sport Accord este o organizație care conduce 92 de federații internaționale. The World Karate Federation is one of these 92 federations. Federația Mondială de Karate este una dintre aceste 92 de federații. And as I'm sure that you know, the World Karate Federation is the federation for karate recognized by the International Olympic Committee also. Și sunt sigur că cunoașteți că Federația Mondială de Karate este și federația care este recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Before going deeper in some explanation of the World Karate Federation, I would like to thank the Romanian Karate Federation. Înainte de a intra în explicații mai adânci vis-a-vis de VKF, aș vrea să mulțumesc Federației Române de Karate. Its president Lucian Bărâiu. Președintele lui Lucian Bărâiu. Also Stefan, I want to thank you for the best preparation of this visit and bună pregătire a acestei vizite. We have been visiting today the Minister of Sport, Mrs. Savo. Am vizitat astăzi pe doamna ministru Savo. Also the President of the National Olympic Committee. Pe președintele Comitetului Olimpic, domnul Alin Petrache. And as I've been saying to Lucian, și cum i-am spus lui Lucian, there are a few objectives of this visit, but the main one is to endorse with my presence the work that the Romanian Karate Federation at Lucian, at the lead of this Romanian Karate Federation, as Dalichev member in Romania, is doing at the head of this Federation for Karate in Romania. În principal am venit să susținem ceea ce face Lucian în România, să susținem Federația Română de Karate
Federația Română de Karate, membră VKF. The World Karate Federation is a universal federation. Federația Mondială de Karate este o VKF este o federație universală. It's composed by 188 national federations in the five continents around the world. Este alcătuită din 188 de federații de pe 5 continente. All of them recognized by the Ministry of Sport as highest sports authority and by the National Olympic Committee. Toate recunoscute de autoritățile sportive și de comitetele olimpice. And currently we have 10.5 million affiliates in the whole world composing this 188 national federations. Și în prezent avem aproximativ 10 milioane și jumătate de membri afiliați în aceste țări. Of course, one of the main objectives of this visit is also to speak with the sports authorities, with the ministry and with the National Olympic Committee. Bineînțeles, unul dintre punctele principale acestei vizite este să vorbim cu autoritățile statului și cu Comitetul Olimpic. And explain them that the World Karate Federation and consequently the national federations, members of the World Karate Federation, are open doors bodies. Să le explicăm că Federația Mondială de Karate, cât și federațiile naționale care fac parte din VKF, were all karate. Ușilor deschise. Were all karate practitioners, in this case all karate practitioners in Romania that are not in the federation are welcome to enter in our federation. Unde toți practicanții de karate, inclusiv din România, care nu sunt în această mișcare, sunt primiți cu ușile deschise. The World Karate Federation is the reference body for karate in the world. It's joining 90-95% of organized karate in the world. VKF este punctul de referință a karateului în la nivel mondial, având 90-95% din practicanții de karate. But our vocation is to increase this percentage and if possible to be the 100%. Dar scopul nostru este să creștem acest procent până la 100%. I've seen that in Romania there are some other bodies outside the federation. Am văzut că în România sunt și alte organizații în afara federației. And the message that I would like to transmit through the media and through the ministry that I've been saying it already today and through the National Olympic Committee also today in the meetings that I've been holding. Și mesajul care vreau să-l transmit prin media, cât și cel care l-am transmis astăzi la minister și la Comitetul Olimpic, is that we look forward to work together with the ministry and with the National Olympic Committee and with everybody here in Romania to make possible these bodies that are not in the federation to join the federation as soon as possible. Este acela că vom lucra împreună cu ministerul și cu Comitetul Olimpic pentru ca aceste organizații să vină către VKF cât de curând posibil. And that in our opinion the best way to optimize the use of public funding and the use of this public funding to promote karate. Și în ideea noastră cel mai bun mijloc de a optimiza acest fonduri publice care and the best way of protecting the athletes is to convey all this funding and support through the Romanian Karate Federation. Ca să protejăm și atleții, este ca toate aceste fonduri să treacă prin Federația Română de Karate. Other facts that might be interesting is that the World Karate Federation, Karate, is present nowadays in all the multi-sport events of the Olympic cycle. Ceea ce poate fi din nou interesant este că acum Karate este prezent în toate ciclurile olimpice. We hope that soon we will be part of the Olympic program. Sperăm că de curând o să fie parte și din programul olimpic. However, currently we are in the Pan American Games, in the Asian Games, in the All African Games, in the South Pacific Games, Mediterranean Games, and in the first European Games as the only non-Olympic federation that will be participating in the European Games of Baku in 2015. Pe lângă faptul că o să participăm în federațiile continentale din Africa, Pacific, în Baku, la primele jocuri europene, olimpice, VKF este singura federație neolimpică invitată.
in the European Games of Baku, the first European Games ever in 2015. The program is composed by 17 Olympic federations and one non-Olympic federation, which is the World Karate Federation. La Jocurile Olimpice Europene din Baku din 2015 o să fie 17 sporturi olimpice și un sport neolimpic invitat, karate. And as I've been able to report to the minister and to the president of the National Olympic Committee of Romania today. Aceasta este ceea ce am transmis și astăzi către minister și către Comitetul Olimpic Român. And as the main qualification event for karate athletes to qualify for the European Games will be the 2015 European Senior Championships that will take place in Istanbul in March. Și principalul eveniment unde vor avea loc calificările pentru European Games din Baku vor fi campionatele de seniori EKF din Istanbul 2015. The qualification system that we have agreed together with the National Olympic Committees of Europe and the organization of Baku is providing that all the federations that will take part in this European Senior Championships in 2015 in Istanbul will be able to at least each of them bring one athlete to the European Games. Ceea ce am stabilit împreună cu Comitetul de Organizare a European Games din Baku este ca fiecare țară care va participa la campionatele europene de seniori din Istanbul va avea cel puțin un sportiv în Jocurile Olimpice. And at the end I renew the main message. The main message is that now it's time to everybody that's not inside the federation to come inside the federation and let us prove that we are an open doors federation and that the best way for the karate athletes in Romania to become bigger and better is to join the big body in the world, which is the World Karate Federation and his member in Romania, which is the Romanian Karate Federation. Ceea ce vreau să spun în încheiere este că suntem avem ușile deschise pentru toți atleții care și organizațiile care încă nu fac parte din VKF și din Federația Română de Karate și îi așteptăm pe toți. So again, Lucian, thank you for încă o dată, Lucian, everything. The preparation of this visit is more than perfect and really I'm pleasantly surprised about how well everything is going and how well everything has been prepared. And I'm really happy that I decided to come here and you can be sure that we need more members in the World Karate Federation as the Romanian Karate Federation. But at the end, congratulations for your work. Keep on doing the same that you're doing at the lead of the Romanian Karate Federation. And to all of you, thank you very much for your attention. Mulțumesc pentru primire, pentru organizare și avem nevoie de oameni mai mulți și federații mai multe în VKF ca a noastră. Domnul președinte Spinos, ce viitor vedeți pentru Sport Accord în următoarele decenii? What future do you see for Sport Accord in the next period? Well, Sport Accord is a bright future and you can't imagine how many and how big synergies you can find when everybody is joining. And this is, again, the sense and what gives an explanation to the organization of federations. A federation is a body that, when everybody comes together, is able to do many more things than when everybody is splitting. And this is the same message that I was conveying about those small groups that are outside the Romanian Karate Federation. If they come together to the federation, the big body, the benefits and the synergies that they can get is immense. And this is the same as Sport Accord. Sport Accord is joining all the international sports federations, and they are the Olympic federations, the recognized IOC recognized federation, the non-IOC recognized federations, totally 92 or 93 federations. But many common interests are from all 92 members. Many services that can be provided and are provided by Sport Accord that are common
to all these federations. For example, the anti-doping control service, the social services, integrity services, good governance services, so many things that Sport Accord can represent all the federations and service all the federations with an optimized cost and efficiency. Apart from this, Sport Accord is a game. Our friend, it's easy to translate your answer. No. Yet you forget the time to translate. Yeah, but I will finish and he will translate. Yeah. I'm going to be as brief as possible. And also Sport Accord is a games organizer. And I can say, for example, that Sport Accord has already organized one and the first and the second combat games, the first, the second and the third mind games. And this is giving sense to those federations who have common guidelines and common points, like the martial arts federations or the mind federations that are groups of different federations in Sport Accord. So at the end, Sport Accord is proving every time more and more that it can give a big added value to all the federation members. Ideea de bază este că vede un viitor bun pentru Sport Accord, ținând cont că în interior sunt 92-93 de federații, începând de la cele olimpice până la cele care au recunoaștere olimpică și cele care nu au recunoaștere olimpică, care au toate aceste federații, au un Sport Accord, niște baze solide, având programe clare de antidoping, social media de a se integra. Totodată au fost organizate cu succes edițiile de Combat Games, de Mind Games și credem că Sport Accord o să vină cu o valoare adăugată la tot ce înseamnă fenomenul sportiv. Pot să... Duță Total Media News. Domnule Spinoza, suntem onorați că ați venit în România și pentru lucrul ăsta suntem recunoscători domnului președinte Băroiu. Aș vrea să... Țara dumneavoastră natală știu că este Spania. Spuneți-ne, vă rog, ce statut are karateul în Spania și cum ajută statul, cum sprijină artele marțiale în general și karateul în special? Can you tell us how the system in Spain with karate and how is the state supporting karate in Spain and also the martial arts? Well, in Spain we have recognized by the Ministry of Sport and by the National Olympic Committee several national federations. În Spania avem recunoscute de minister și de comitetul olimpic câteva federații. One of them is the Spanish Karate Federation. Una dintre ele este Federația Spaniolă de Karate. I know very well how this is going because I was the president of the Spanish Federation for 12 years. Știu foarte bine sistemul pentru că am fost 12 ani de zile președinte al Federației Spaniole de Karate. And summarizing, I would say that in many countries there are some small groups that are outside the federation in karate, I'm saying now. În multe țări sunt mici grupuri în afara federației naționale. But what I can say is that in Spain all the public funding and support is going to the officially recognized federation, which is the Spanish Karate Federation. Dar ce pot să spun este că în Spania toate fondurile publice se duc către singura federație recunoscută și anume către Federația Spaniolă de Karate. It's maybe not possible to avoid the existence of some small groups outside the federation. Nu poți evita să existe grupuri mici în afara federației. But it's also important that all stakeholders, and this is the official federation, the Ministry of Sport, the National Olympic Committee, they give all the right signs and the same signs to these groups in the way that this politics or these policies promote the integration in the big federation and not the existence of these small groups. Dar ce este important este că toate instituțiile statului, plecând de la minister până la comitete olimpice,
trebuie să promoveze integrarea acestor grupuri mici în federația mare și nu invers. And to fund with public funding these small groups outside the big and official recognized federation is not the right sign to be given for the unification. Și să finanțezi aceste grupuri mici care se află în afara federațiilor, federației recunoscute, nu este semnul care trebuie transmis, semnalul care trebuie transmis. Ce premii materiale ia un campion național de karate în Spania? What prizes in money or materials it's getting a national champion in Spain or European I didn't understand. Sorry. What are the earnings? What prizes they can earn the champions from the national federation team? Well, we in the national championships in Spain, what I know, but mainly in all national championships, European and world championships, there are no money prizes. Știm că în campionatele naționale europene nu sunt premii în bani. We have another circuit of competitions, which is called the Premier League. Dar avem alte circuite care se numesc Premier League. And in the Premier League, there are some money prizes for the winners. În Premier League sunt niște bani pentru câștigători. And also at the end of the year grand prizes for the grand winners. Și la sfârșit de an premii mai mari pentru câștigători. But not in the world championships. Dar nu în campionate mondiale. Not the Spanish Federation is the Ministry of Sport. The in Spain for example when a Spanish athlete in karate gets a medal in the world championships or a medal in the European championships, the senior championships, this they establish every year a level of money that is given to the medal, gold medal, silver medal, and bronze medal to each athlete that gets this this position. But this is given directly out of the grant that is given to the Spanish Karate Federation by the ministry. În Spania, aceste fonduri sunt alocate direct. Premier sunt alocate direct de minister atleților care câștigă campionate europene sau mondiale. You take into account that it's very difficult to get a medal in European or world championships because if, to give you an example, each national federation in a world championships can only participate with one athlete per category. Și trebuie să ținem cont că e foarte greu să câștigi aceste medalii, deoarece în campionatele de seniori europene și mondiale pot să particip fiecare țară doar cu un atlet. And in the last World Senior Championships we had almost 120 national federations participating. Și în ultimul campionat mondial am avut aproape 120 de federații naționale care au participat. So it's very difficult to get a medal. Deci e foarte greu să obții o medalie. And this is why I found logical that the Ministry of Sport funds medalists to give some incentive to these people. Și da, este logica ministerul să premieze aceste medalii. But of course only in the official big championships. Dar doar în campionatele oficiale. Noi toți am sperat, care suntem apropiați de karate, că karate va deveni sport olimpic. Domnul președinte poate să ne spună de ce nu a devenit karate sport olimpic? We have a straight question. We all hope that karate will become olympic, but didn't succeed. So can you tell us why didn't succeed? Noi am sperat că va deveni sport olimpic. Look, I've been involved personally in the three processes that the IOC has been following since Dr. Rock was elected president of the IOC in 2001. Am fost implicat direct în trei procese de candidatură. The three processes were 2005 in Singapore session, IOC Singapore session, 2009 Copenhagen and 2013 St. Petersburg. And I've been involved in these three processes, and I can tell you that my conclusion would be there is not enough space for the outsiders to become members of the Olympic program. Am fost implicat direct și ce vă pot spune este că nu este spațiu pentru outsiders să devină
implicați, să fie implicați în programul. Karate has been shortlisted as a candidate by the IOC the three times, 2005 for 2012 Olympics, 2009 for 16 and 2013 for 20. Three times we have been between the candidates. Karate de trei ori a ajuns pe shortlist, pe lista scurtă. From the five candidates in 2005, none of them became member of the program. De cei cinci candidați în 2005, niciunul n-a devenit membri al programului. From the seven candidates in 2009, rugby and golf became members of the program. Karate was the third, but it was only placed for two. În 2009, rugby și karate au devenit membri. And in 2013, none of the eight candidates became a member. Și în 2013, niciunul dintre cei opt candidați nu a devenit membru. So this is the result. In my calculations, around 10 to 12% of possibilities of becoming a member of the program. Because today you see that the charter, the Olympic charter, is capping the number of IFs in 28. And they are already 28. So this means that to make possible for a sport that is outside to become member of the program, one sport has to go out. And the IOC and the Olympic movement has proved that it's very, very difficult to take somebody out from the program to have space for somebody in. And you have the proof with wrestling. Wrestling was excluded and then included again. So, este foarte greu să devii sport olimpic. Șansele, am calculat noi, sunt undeva la 10-12%, deoarece sunt 28 de sporturi olimpice și ca un sport să devină olimpic, altul trebuie să iasă. Și am văzut că e aproape imposibil ca un sport să iasă. Am văzut ce s-a întâmplat cu wrestling-ul. But I have to say that we, the federations that are hoping to become a sport in the Olympic program, have big expectations now with the process that the new president, Mr. Bach, has opened in the International Olympic Committee. This is called Agenda 2020. Avem mari așteptări de la noul președinte al Comitetului Olimpic Internațional, domnul Bach, cu noua campanie lansată, Agenda 2020. This Agenda 2020 is a very ambitious project. Already 14 working groups have been formed by the IOC. Acesta este un proiect foarte ambițios. Deja au fost formate 14 grupuri de lucru. To deal with all domains that compose the Olympic movement. Care să aibă grijă de toate domeniile care compun mișcarea olimpică. One of these 14 working commissions is a commission to deal with the future of the program, of the Olympic program, summer program. Una dintre aceste comisii este cea care se va ocupa cu viitorul programului olimpic. The final decision about the new structure of the IOC, including the new structure, not speaking about individual sports, but just speaking about the structure of the program, will be approved by the IOC session, the 5 and 6 of December, in an extraordinary session that will take place in Monte Carlo, in Monaco. Noua structură va fi aprobată pe 5-6 decembrie în Monaco. We have already been forwarding a proposal to the IOC and to this program commission. Noi deja am trimis o propunere către această comisie. And we hope that things will change in the way of giving more opportunities to those who are outside. Și sperăm că lucrurile se vor schimba în așa fel încât să avem mai multe oportunități pentru cei care suntem în afara mișcării olimpice. Because in our opinion, the Olympic program and the social practice of the today's society have to go in parallel. Pentru că noi credem că programa olimpică și programa ce se întâmplă la nivel mondial și social trebuie să meargă împreună. And this has not been the case in the last decades. Și asta nu a fost cazul în ultimele. The social practices of our youth has changed dramatically. Practicile sociale ale tineretului s-au schimbat dramatic. Many sports that were practiced and that were very popular 30, 40, 20 years ago, multe sporturi care acum 20-30 de ani erau populare, are not anymore so popular. Nu mai sunt chiar atât de populare. And many sports, many new sports that were not even well known 20-25 years ago are immensely popular today.
Și multe sporturi care acum 20-30 de ani nici nu erau aproape cunoscute, acum sunt foarte populare. But this has not been reflected in the Olympic program, that has not changed at all as much as it should be to adapt itself to the society. Dar asta încă nu s-a schimbat nimic în programul olimpic care nu s-a adaptat cerințelor societății. And we hope that this Agenda 2020 project will help to boost this movement of the Olympic program to converge with the society. Sperăm că acum această agenda să schimbe viziunile și să meargă către societate. Comitetul Olimpic Român pare destul de mulțumit de întâlniri. Are speranțe că se va rezolva exact această problemă a numeroase organizații de karate în România după intervenția dânsului? Bine, întrebarea e valabilă și pentru domnul Băroi. Dacă are speranțe de la această intervenție a domnului Espinos? After the meetings that you had today at the ministry and at the Olympic Committee, because you seemed very happy, do you have any hopes that the situation in Romania with this federation will be solved? Yeah, look, I wouldn't say exactly happy. Of course I'm happy that I've been here and I've been able to meet with the Olympic Committee and the Minister of Sport. I'm really satisfied, first of all, about the federation that we have in Romania and how this federation is working. Mulțumit. And then, overall, to have had the opportunity to convey the right message to the sports authorities in Romania together with the Romanian Karate Federation. This is the main objective. It's a big opportunity. And I'm sure that they will understand the message and they will help and to go together in the same way with the Romanian Karate Federation. This is the main objective of the visit. And I'm sure that the message has been conveyed and that we all have to walk in the same direction and give the right signals, not only the Romanian Federation, but also the Olympic Committee and the Sports Ministry, in the way of making easier that these small organizations that are outside join the Romanian Karate Federation. Nu sunt fericit, dar sunt satisfăcut de întâlnirile care le-am avut, dar în primul rând sunt foarte fericit de federația care o am aici în România. Și cel mai important a fost că am putut împreună cu ei să transmitem același mesaj către instituțiile statului. Suntem o federație puternică, dar și că avem ușile deschise pentru celelalte federații. Eu l-aș întreba pe domnul Espinos dacă în cadrul acestor discuții s-a vorbit și despre bugetul Federației Române de Karate și dacă dânsul cunoaște care e acest buget. I'm curious if in this discussion you talk also about the Romanian Karate Federation budget or if you know what is the budget of the Romanian Karate Federation. Well, I have an idea of what is the budget and what is the activity and how the Romanian Federation is working, but what I can say is that in the meetings with the Ministry and with the National Olympic Committee we didn't speak about budget. Pot să vă spun că am o idee de ce buget are Federația Română de Karate, cam ce se întâmplă, dar nu am discutat despre aceste aspecte. About money, the only thing I would say is that I would be really grateful if all the public funding that is used for promotion of karate is conveyed through the Romanian Karate Federation, which is the best way to optimize the use of this public funding and the best way to help the athletes. Ce pot spune despre bani este că de-aș fi cel mai fericit dacă toate fondurile publice ar trece prin Federația Română de Karate, în așa fel atleții să beneficieze de